ca o frescă în alb, frumoasă și dulce, asemeni unei livezi cu cireși în floare. O livadă ca o viață legată cu ață, vorba maestrului. O viață asemeni unui vals ce leagă cerul de pământ. Un vals celebru ce aduce astăzi cerul în brațele pământului și îl va aduce mereu. Se întrebau, poate că prea târziu s-a venit cu această idee de a instala un bust. Eu consider că, de fapt, această perioadă a fost necesară pentru noi toți ca să ne dăm seama, ca să conștientizăm totuși cine a fost printre noi și cine a fost pentru noi marele maestru Emir Loteanu. Fiindcă adesea se produc lucrurile foarte repede, trăim timpuri foarte complicate și care timpul decurge cu o viteză nemaipomenită și de multe ori instalăm busturi, de multe ori cântăm ode, dar de fapt până la urmă nu conștientizăm care este valoarea unor oameni care au trăit printre noi. Doamnelor și domnilor, Emir Loteanu aici și acum, după ce și-a zidit din firmele dumisale un monument, o statuie, iată-l revenit spiritual în această toamnă 2011, aici, acasă, revenit prin acest bust, creație a sculptorului Ion Zdărciuc. Nevoie de 8 ani de zile ca să înțelegem, să conștientizăm ce am pierdut. Sper că noi trebuie cu toții să realizăm, să valorificăm acele talente care au rămas printre noi și să dăm dovada unei înțelepciuni pe care, bineînțeles, că o avem neapărat. Vă mulțumesc foarte mult și sper că, într-adevăr, ceea ce s-a produs astăzi aici o să ne stârnească niște emoții și sentimente filozofice. Aceasta nu este doar seara revederii cu spiritul lui Emir Loteanu, ci și ora destăinuirilor, inclusiv pentru Emir Loteanu, care recunoaște din ecoul anilor: eu am fost un mare atras de cinematograf. Eu eram atras de cinematografie, un vis inconștient ce mă urmărea încă din copilărie. Când era întrebat ce are a face poezia în cinematografie, maestrul Loteanu răspundea: senin. Pentru mine cel mai natural și organic mod de exprimare în cinematografie a fost și este poeticul. Despre zbuciumata profesiei de cineast, Emir Loteanu putea vorbi zile și nopți în șir. Citez:
Arta, cinematograful, filmul sunt ceea ce le trebuie oamenilor, ca și pâinea, apa, ca și purificarea sufletului. Emil Lăteanu верил в то, что его услышат. Эмиль Латяну говорил с двумя президентами за три года. Эмиль Латяну говорил с премьер-министрами за три года. Но почему-то ничего не произошло за те три года последних, когда жил Латяну здесь. Никто не хотел обращать внимание на духовность, никто не хотел сохранять культуру, никто не хотел беречь творческий потенциал уходящего поколения, которое создавали имя молдавского кинематографа. Никто не хотел заботиться о молодых людях, чтобы они не уезжали куда-то на заработки, а могли использовать гены своих предков –